Șefa Direcției Județene de Cultură Constanța ar fi fost prinsă în flagrant de procurorii DNA. Magdalena Tiță este acuzată că a primit mită suma de 2000 de lei pentru a elibera un document. În flagrant ar fi fost implicat și un inspector din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Constanța. Aceasta ar fi fost prinsă când a primit banii de la o persoană care intenționează să ridice o construcție pentru care avea nevoie de avizul DGC. Conform unor surse din Direcția de Cultură, Magdalena Tiță a fost plasată sub control judiciar de către procurorii DNA. Aceasta conduce Direcția Județeană pentru Cultură Constanța din 2012.